Cetățenii din localitatea Menții din față au fost informați despre cum să se comporte în cazul unei alunecări de teren și cum să procedeze atunci când sunt supuși unor astfel de evenimente nedorite. Cadrele Inspecției de Prevenire, împreună cu voluntarii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență ai orașului Strehaia, au desfășurat o campanie de informare preventivă a cetățenilor din localitatea Menții din față, privind regulile și măsurile de comportare pe timpul și după producerea alunecărilor de teren. În localitatea Menții din față, în anul 2006, au avut loc grave alunecări de teren, în urma cărora 9 case au fost avariate. Dintre acestea, 4 au fost distruse complet. După aceasta s-au făcut lucrări de reabilitare a drumurilor, le s-au oferit locuințe cetățenilor, locuri pentru a-și construi locuințe cetățenilor în altă localitate. Apoi, pentru cei care au rămas, am executat de mai multe ori activități de informare acestora. Alunecările de teren apar în zone predispuse la aceste fenomene și au evoluție progresivă, astfel încât producerea lor se realizează într-un anumit interval de timp, suficient pentru demararea unor măsuri de protecție.